Fraților și bine v-am găsit, eu sunt Alex, după cum știți, și azi am o surpriză pentru voi. Vom deschide un magical și un Lion King chest. Deci e o surpriză foarte mare, care ni l-a dat Supercell gratis. Deci sunt foarte bucuros cu chestia asta și vom juca și aici. Dar mai întâi, bă, fraților, zic eu, haideți să deschidem acest chest mic. Și rachetă și un pic 11 ore, e destul ok. Acum, haideți să deschidem. Vom începe cu Lion King Chest. Nu știu, deci sunt foarte bucuros. Pentru că nu mi s-a mai întâmplat ceva să deschid de astea. Adică Lion King Chest am mai deschis pe canalul vechi. Dar Magical, așa, cumpărat, am mai deschis încă unul. Dar nu l-am deschis pe amândouă odată. Deci, haideți să... Hai primul, ăsta să fie primul. Hai să vedem dacă ne pică legendar. Deci, sper să pice legendară. Ok, a picat un Mega Minion, nu pică, legendară. No, e doar cu ăsta, nu pică. Și epică? Na, nu pică. Distanță se vedea că nu va pica. Dar, acum, haideți să deschidem și Lightning chestul. E a doua aniversare a Clash-ului lui, de-aia ni l-a dat. Sunt foarte bucuros și mulțumesc că celor de la Supercell. Haideți să-l deschidem și pe acesta. 5 strike-uri. Nici din asta nu o să pice legendara. Ok, Elite Barbarians. Mulțumesc pe sen. Și ce pică? Un golem. Bă, să fiu sincer, nu vreau golemul. Nici ăsta nu vreau. Fireball-ul e ok. Ăsta iar nu-l vreau. Și mai am un strike. Hai să bag tot pe ăsta. Și Battle Ram. Ok. Deci, da. Ce vreau să văd acum un lucru foarte interesant. Vreau să văd... Fireball nu mă dic? Da, Fireball nu mă dic. Da, ok. Am crezut că mi-a dat așa. Deci, la mulți ani super, mulțumesc foarte mult. Ok. Deci, 3000 gold pe... Ok, deci 3000 gold e maximul. Și avem aici Minerva Shop, nu pot să-l cumpăr, nu-mi cer scuze pentru chestia asta. Dar vom da... Hai să intrăm aici. La Retro Royal. Aniversarea Cășelului. Și hai să fac eu un deck destul de ok. Nu știu ce deck să-mi fac, să fiu sincer. Cred că să mai puțin. Stai un pic așa, nu pot să ies. Nu, nu pot. Ok. Dar să vedem ce deck să-mi fac eu. Nu știu ce deck să-mi fac, sincer să fiu. Pentru că... nu pot să ies puțin. Nici de ce fac. Ok. Mai să mă uit așa. Ăsta e deco, nu? Nu. Nu. Bă, dacă mi-ar da decul meu, ar fi ok, dar nu mi-l dă pe-al meu. Să mă uit în top. Dar oare, bă, oare pot să fac un legendar? Să mă uit doar. Deci și le... După realitate... Na, nu sunt legendare, ok. Dar să fac un deck, ia asta. Nu. Deci, am eu un deck fără legendară. 2. Deci, ăstea, 3 muschetare, săgeți și dar prinț. Deci, 3 muschetare. Unde sunt 3 muschetare? What? Apare nu sunt. De ce? Nu știu. Deci nu sunt 3 muschetare, băi, realitate. Rena. Hai după realitate, totuși. Poate să se scrie aici. Deci încet. Muschetare. Și nu sunt. Ok, băgăm balonul atunci. Atunci băgăm balon. Am doar căs de puși. Băgăm și infernoul. Nu minioni. Ok, săgeții o să-mi trebuiască. Clar. Am trebuit să zic să-l bag în locul mini picaului. Și... Goblin Barrel. O să mai trebuiască. Și văd că nu sunt aia mici, cum se numesc, beți. Deci o să bag atunci, o să bag minioni. e un deck similar cu al meu. Hai să începem așa. Ok, battle. Cred că la 3 de la pier, nu? Sau e... Minuin. Ok, o să bag distat aici. Ceva?
Ok, ovo mu obaga fireball. Ok, o să prindă două hituri. Ok. A prins două hituri la sol. Pentru că văd că a dat foarte mult damage cu două hituri. Ok, o să bag asta pentru că altceva n-am ce băga. Dă-te, dă-te racheta. De ce nu se duce racheta? Ok, a dat prea mult damage acolo. Iar eu voi băga niște Goblin Barrel. Și... What? Deci, nu știu, fraților, am lag. Pentru că eu acum am pus un video nou și am lag. Și am surd pentru că am lag. E surd că am lag. Pentru că mi-a dat turn. Cu lagul ăsta. Tu e lagul, mă simt. Hai, bă, băi, să ajungi. Ține degeaba, le dai. Ok, mai sunt. Nu mai e. E un video cu Eurotrack și de aia. Deci aici video cu Eurotrack și pana mea. Hai, duceți-vă. O să bage Wizard. N-a băgat Wizard? Serios? Ok, turnul ăla e mort. Știe că e mort. Din câte pot observa. Știe că, știe că are turnul mort. Dar nu știu ce mai încearcă dacă știe că are turnul mort. De ce a băgat Wizard? Nu știu. Dar, da. Dar sper să facă bomborul. Este l-a făcut. E ok dacă l-a făcut bomborul. Pentru că, o să dea prea mult damage acolo. O să bag racheta pentru că n-am elixir. E un deck scump. Trebuie să recunosc. O să bag minioni aici și dap. Dar în mare parte n-am ce face. N-am ce face. Și acum să geți. Bă, duceți-vă săgeților. Ok. Să-mi bat piciorul netul meu. Pentru că netul ăsta nu mă ajută cu nimica, fraților. Voi pune... Ok, deci mai am doar câteva șanse. Și nu mă ajută cu nimic netul. Pentru că am... Se postează un video. Se postează un video de 690 de megabyte și n-am efectiv. Ce facem? O să punem puțin pe pauză. Ah, ok, deci nu-ți dă chestia. Nu te scoate, ok. Am donat aici. Ok, am făcut 2 deja, deci e bine. Și nu o să dau un match în arena pentru că o să, pentru că am lag. Ok, am deschis astea. Dacă ne dăm un Legendary King Chest, era foarte frumos, iubeam să prisele lui, dăm și o floare. Dar nu a dat. Posibil la 3-a aniversare să ne dăm un Legendary King Chest? Adică aș vrea eu. Ia, să țin și un pic. Suntem pe 2 martie, eu o să fac un screenshot. Îmi aduc aminte această zi. Pentru că de-aia o să aștept și la anul. Dar da. Bă, hai să mai dau eu un battle, zic. Dar data asta sper să mă aștept netul. Data asta chiar sper să mă aștept. Fac un push, destul ok, zic eu. Ia bă, dă-mi așa. Se ducă. Haideți, dați acolo damage, frumușei mei. Extrader, frumușei mei, frumușei mei. Bă, ce? Pune-te, pune-te, na, 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 na. N-ai ce face, n-ai ce face, n-ai ce face, n-ai ce face. Rip, săgeți. Săgeți s-a dus pe un an, n-am ce face. Dude, n-am ce face, săgeți s-a dus pe un an. Și minioni se pun după doi. Ok, am rachetă. Hai, boss, nu ce faci. Am rachetă, man. Uite-ți de la asta, nu? Nu te aștepta să am rachetă. Dato mi-a dat foarte mult damage, că eu n-am efectiv ce face, desigur. Deci am două turnuri moarte, aproape. Pentru că mai e așa, dar mai are prea puțină viață, aparent. Și are și săgețile, desigur. N-am ce face efectiv, bă. N-am ce să-i fac. N-am ce să-i fac, n-am netul bun. Hai, du-o săgețile. O să le pun acolo. Ok, mă merg în jos. Nu se pun deloc. Nasolul chestie.
Păi n-o că ea nu se pun. Ăla nu se pune, nimica nu se pune la mine. Ai să lăsa și Magic Archer. Yay! Dar toată lumea cred că ar zice, ia, s-a lăsat în sfârșit, yay! Mie nu-mi place, pentru că eu nu l-am. Și mi se pare o carte de căcat, am jucat și odată cu ea. Bă, și tot ce pot spune este că m-a enervat la maxim. Adică gândiți-vă și voi, efectiv, nu mi-a mers. Adică am pus Magic Archer și când a dat la turn, efectiv a dat în King Tower cu săgeata aia, blestemată. A nimerit King Tower-ul, el, Magic Archer-ul meu, care îl pusesem. Și îl pusesem bine, adică știți, îl pusesem normal. Și a nimerit King Tower-ul. Ok, oricum a bătut. Dar nu facem minutul ăsta, nu ce facem ce scuze. Fraților, eu o să pun puțin pe pauză, până mi se încarcă videourile. Și vom reveni, desigur, vom reveni și cu meciul în arenă. Cred. Nu cred, nu vreau să lungesc episodul mult. Dar da, ăsta este un episod bonus, deci, da.